investită într-un megastore pentru construcții, casă și grădină, devine entuziasmul unei schimbări importante în viața dumneavoastră și în modul de gestionare a timpului. Peste tot în lume, conceptul do it yourself este extrem de răspândit. Cred că a început și în România lumea să petreacă în weekenduri din ce în ce mai mult timp în genul acesta de magazine, în care putem dezvolta pasiuni decorative, pasiuni legate de casă și grădină, într-un mod foarte, foarte plăcut, cu toată familia și alegând produse care ne rezolvă multe probleme legate de confortul vieții cotidiene. Eugen Găvan este șef de sector și poate să-mi explice ce se întâmplă în acest magazin, conceptul prin care se poate pune la dispoziția clienților pe categorii fel de fel de servicii, pentru că există în funcție de împărțirea pe departamente în acest magazin cât un specialist care poate să explice atât gama de produse cât și felul în care ele pot rezolva problemele oamenilor. De obicei lumea vine în magazin să spune să schimbe parchetul sau să cumpere parchet, să refacă zugrăvearea într-o cameră și nu este pe deplin convins că ar trebui să aleagă un produs sau altul, o culoare sau alta, un material sau altul, având prețuri diferite, furnizori diferiți. Și aici trebuie să înțelegem cum putem să găsim soluții, să le facem singuri, fără să mai plătim eventual un zugrav, să ne schimbăm tapetul, fără să aducem un meșter în casă, pentru că, de fapt, acesta e conceptul magazinului. Lucrătorii noștri pot să ajute clienții în descoperirea materialelor adecvate pentru lucrările prevăzute. Prin experiența lor profesională să consilieze clienții cu privire la cantitățile care trebuie cumpărate, la calitățile produselor, la accesoriile care trebuie pentru definitivarea unui proiect și, de ce nu, foarte important în vremurile actuale, la diferitele nivele de preț ale produselor. Aici există promoții, am văzut că sunt destul de bine reprezentate. Țară în ochi, de exemplu, dacă vorbim de parchet, imediat îți dai seama că există acum o promoție la parchet și poți să iei la un preț excepțional acest produs. Dacă vrei o informație suplimentară, să spunem că tu preferi altă calitate, expertul magazinului poate, prin parametrii tehnici, prin tot felul de detalii, să explici această diferență și de preț și de calitate. Da, promoțiile sunt foarte bine reprezentate în magazinul nostru. Avem cataloge periodice pe diferite teme. Pe o suprafață de aproximativ 10.000 de metri pătrați, în market găsiți articole din lemn, garnituri pentru bucătărie, inclusiv aragazuri, hote, parchet masiv triplu stratificat laminat, adezivi, vopseluri, lacuri, uși de intrare, uși de interior sau uși pliante. Peronerie, lambriuri, ferestre, scări din lemn și metal, mobilier de baie, mochete, linoleum și covoare, faianță sau gresie, articole electrice, mașini și scule de găurit, șlefuit sau tăiat, deci chiar tot ce te poate îndemna la creație, în construcție, reparație sau, mă rog, ce poți face singur cu mâna ta. Eugen, eu zic să luăm un exemplu concret. Să spunem că vine cineva care nu este de specialitate
Și știu eu, a avut o inundație, trebuie să schimbe un perete pentru că nu mai găsește gresia sau faianța care era în zona respectivă inundată și este forțat de împrejurări să lucreze singur. Din raționamente economice nu vrea să angajeze un specialist, vine aici și trebuie să se descurce singur. Cum îl ajutați ca să rezolve această problemă? În primul rând, lucrătorii noștri, experții noștri, ca să zicem așa, îl pot consilia cu privire la materialele necesare pentru remedierea pagubelor produse de această inundare. Este un perete care a fost afectat, trebuie tratat ca atare cu soluții anti-umezeală și apoi îl putem ajuta la alegerea tipului de faianță, la materialele auxiliare care trebuiesc, adeziv, kit de rosturi, baghete de colț și dacă este o cantitate mai mare, de ce nu, și îi putem oferi și un transport gratuit. Credeți că se poate descurca un om care nu este de specialitate să rezolve o astfel de treabă? Vi se pare greu sau vi se pare că oricine poate să facă acasă așa ceva? Cred că oricine poate să facă acasă așa ceva dacă urmează atent instrucțiunile experților noștri. Ca o paranteză pot să spun că noi organizăm și cursuri de formare a clienților pentru montarea diferitorilor produse. Și cred că nu este greu pentru o persoană, dacă dispune de puțin timp și, de ce nu, de puțină ambiție, ca să realizeze o reparație de acest gen. Nu spunem că puteți executa chiar orice lucrare, dar în mod sigur sunt destule cele pe care le puteți aborda cu suficiente șanse de reușită. Lucrările ce nu sunt la vedere, cum ar fi cablare, instalații sanitare, vor avea niște rezultate mai mult practice decât estetice. Dar bucuria unui lucru făcut cu propriile mâini și cunoștințe nu este în mod sigur mai mică. Aici ce se poate face? De exemplu, suntem în acest raion de țesături, tapet, fel de fel de accesorii pentru pereți, oglinzi, rame. Practic, să zicem, îți alegi metrajul dorit. Văd că se pot executa la comandă diverse operațiuni legate de perdele și draperii. Da, se pot confecționa diferite dimensiuni de perdele, de draperii. Oferim serviciu de înrămare tablouri. Legat de zugrăveli, se pot realiza absolut orice fel de culori și de nuanțe foarte aproape de cele dorite de oameni acasă la ei, la un computer. Și am văzut că există și o mare varietate de furnizori pentru aceste materiale de acoperire a pereților, pentru că nici le mai putem numi zugrăveli. Zugrăveli, țin de domeniul trecutului, sunt atât de moderne metodele prin care ne putem schimba culoarea și suprafața lavabilă, texturată în fel și fel de feluri, încât este aproape nelimitată posibilitatea de a avea în casă ceva nou și modern. La acest computer, în cât timp se poate rezolva culoarea dorită? Mixarea culorilor, cum spunem noi, se face pe loc. Oferim o mare varietate de culori și aici, de asemenea, trebuie știut că experții noștri oferă suportul necesar. Putem vinde și sculele auxiliare și, după cum știe toată lumea, zugrăvala este una din operațiunile mai simple. Cred că oricine poate să îndeplinească această operațiune acasă. Breaking in the malls, breaking on the streets.